dacă s-au căsătorit și n-a funcționat, berbecuțele nu se prea grăbesc a doua oară să se mai mărite. Deci că dacă are și un copil, face un sacrificiu enorm și stau mult timp. Multe cazuri le-am găsit după 30, 35 și 40 de ani, când și-a văzut copilul la locul lui, pentru că merge pe o mentalitate. Bărbat pentru mine găsesc când vreau. Soț sau tată pentru copil nu mai găsesc. Sunt verificate pe parcursul atâților ani cu care am venit în contact și eram curios și să văd, nu neapărat că trebuia să fac un sondaj de opinie. Așa. Și mai am o zodie care lucrează la fel și o să vă spun când ajungem în partea ei. În schimb, taurul se poate căsători indiferent de vârstă, nu e atât de grăbit, câteodată poate să fie foarte grăbit, poate să pățească și el aceeași figură, înțelegi? Se căsătorească și apoi să divorțeze. Și acum un pic decepționat, pentru că este mai cerebral, e la afectivitatea, e fantastic de mare, dar se gândește, fac acest pas, dar nu vreau să regret. Deci când s-a făcut pasul, să fie final. A analizat, a verificat, a căutat toate opțiunile. Bine. Este foarte bine, pentru că e zodie de pământ și vrea trăinicie, durabilitate, nu aventuri de o seară. N-ai să prinzi o tauroaică să te duci cu ea într-o aventură. Da, un taur? Te duci, o invizi până la restaurant, că da, trebuie să fie unul de lux, că este gurmand. Ia uzi, Andrei. Și apreciază fantastic mâncărurile fine, băuturile fine și, în primul rând, partenerii aia care nu se grăbesc repede să spună hai că am terminat de mâncat, mergem acasă. Dacă vine cu apropouri, tăurița le-a în coarne. Atenție! Așa. La gemeni. Bă, gemenii sunt volatili, schimbări rapide. În general, unii din ei, nu sunt toți, dacă nu au găsit din prima încercare, s-au încercat pentru că e ceva pentru ei obișnuit să încerce, da? Și nu reușesc. Gemenii de obicei au două, trei căsătorii. Gemenii aceia care au o căsătorie de la început și durează mulți ani de zile, înseamnă că și-a găsit exact partenerul. Adică la ei se potrivește zicala și a găsit sacul, petecul. Dacă nu găsește și are tot unul la fel de, spunem așa, mai fugitiv ca el, mai aiurit, mai năzdrăvan și mai libertin, nu reușește să facă casă. Deci e de o perioadă, să zic, până într-un an, un an jumate, și după aceea divorțează. Pentru că el vrea libertate și când au intrat obligațiile cuplului, a familiei, responsabilitățile, zice, se sufocă. Am șters-o, nu e de mine aici, nu se poate, eu trebuie să fiu în altă parte. În schimb, Racu este din tot zodiacul cel mai convins, cel mai familist, alături îl urmează zodiile de pământ. Dar Racu, tradiția pentru el, când spui Rac, înseamnă familie. Familia e totul pentru el. Să te ferească Sfântul, să deranjezi un rac familist, să vii cu afronturi la ceilalți membri ai familiei. Are niște clești. Te taie. Știi cum te foarfecă, bucăți te fac. Pe cât el de liniștit. Așa, liniștit și mai taciturn, să nu te atingi de rac. Deci familistul convins să-l găsești aici. Sunt și raci volatili, sunt și raci care tot caută, dar ca să păcălești exact cum ar fi o tauroaică, să păcălești o femeie rac pentru o aventură de o seară, păi în primul rând trebuie să știe tot unde lucrezi, ce venituri ai, ce gânduri ai, dacă ai casă, dacă vrei să te strângi după drumuri, dacă nu știu ce. Nu merge cu povești din asta. Întotdeauna sunt și excepții. Deci nu comentăm excepțiile. Fiecare zodie are excepții. În schimb, la leu, leu e fantastic de pretențios. Alege, până culege, până nu găsește ceva care să aibă certitudini, iar când nu are acele certitudini și a făcut pasul și vede că nu e în concordanță cu standardul lui, la revedere, fără regret, chiar dacă a suportat și, mă rog, niște consecințe, dar la fel ca și celelalte zodii, mama leone, să nu te atingi de puii ei că te mănâncă. Nici leu nu face așa ce face leoaica. E prăpăd, e de o posesivitate și de o super putere ocrotitoare pentru copii și pentru familie. Dar dacă domnul n-a vrut să se încadreze în familie, la revedere, mamă, că... Nu-i problemă. Nu, dar nu e nici începutul, nici sfârșitul de la tine. Corect. Foarte. În schimb, fecioara, nu știu,
tinde undeva prin pragmatismul ei să-și împlinească toate aspirațiile întâi. Deci să nu fie dependentă de un partener. Fecioara, fecioara, doamnă, nu fecioara, domn. Și domnul câteodată este. Dar asta e mai zăbăuc, așa un picuț, că n-are atâta pragmatism pe cât au femeile din zodia fecioarei. Ele vor niște certitudini. Când au stabilit că au tot și poziție socială și un serviciu bun și cariera este înfloritoare, zice, ei, acum ar fi că am pus să mă decid ce vreau eu. Rămân singură sau îmi găsesc un partener. Dar sunt și fecioare care fac pasul pe repede înainte de multe ori și intră în acea categorie cu mămicile alea care își cresc singure copilul până găsesc un partener. Mă jur. Partener care să... M-am gândit la o fecioară. V-ați gândit la o fecioară și... M-am gândit la o fecioară. N-a fost bine că v-ați gândit la o fecioară. Vedeți, da, ce poți, nu vă mai gândiți la fecioară. Mi-a tras-o pentru că cu asta m-am cerut. M-a luat sughițul acum. Știi ce telepatică e cu mine? Cum îi dau un exemplu și nu-i convine, imediat mă ia sughițul sau mănânc dacă mănânc. Acum nu mâncam, dar dădeam din gură. Deci nu vă mai gândiți, maestru, la mai, fecioară. Îi cer iertare și mă accept. E o problemă. De asta am spus. Da, fecioara e drăguță? E super drăguță, e super harnică, super muncitoare și mai spun, mai ocupă-te și de dragoste, de sufletul tău și de celelalte, pentru că munca e bună, da, pentru tractoare. Da? Corect. Așa că, așa cum spuneam despre fecioară, când și-a atins toate scopurile, atunci trece și își întemeiază un cămin. De multe ori e și lăudabil, dar e și un pic detestabil, pentru că se trezește pe la 42-43 de ani și vrea urmași neapărat, dacă nu s-a grăbit mai de timpuriu. Cele care se grăbesc mai devreme și n-au găsit acel partener care să-i satisfacă toate cerințele, să fie conform standardelor ei, l-a lăsat. Pentru că nu poate. Încearcă să salveze o dată de două ori și dacă vede că n-are sorți de izbândă, du-te, renunță, mamă, și la revedere. Și ea, cum e muncitoare și puternică, construiește singur, chiar dacă are un copil sau doi lângă ea. Hai să vedem balanța. Balanța face imprudența de multe ori să căsătorească de tineri. Și da, aversul medalii, după aceea regret. Dar nu toți. Nu toți. Nu toți. Adică eu mă refer la mine, restul ceaba lor. Nu știu dacă regretă, e opțiunea lor. Cel mai recomandat pentru a nu regreta este să se căsătorească undeva după când intră în a doua tinerețe, cum se spune, 35, 37 până în 40. Sau de la 30 în sus. Pentru că are timp, are mai multe opțiuni. Dar ce te faci că și ăsta e familist? Și ăsta vrea dragoste, e dependent de parteneriat, nu poate să stea singur. Și dacă a stat, a găsit, nu i-a plăcut, nu i-a găsit și tot se învârtește așa de jur împrejur, prima care corespunde și e destul de tânăr, gata, la revedere. Am pus burlăcia în cui și intrăm pe, ne supunem, căsniciei caznelor. Gânduri bune. Dar nu fiți echivoși, că se spune balanța întotdeauna... Cântărește. Da, ba vrea, ba nu vrea, că bâlbâie. Nu e adevărat, să știi. Dacă a găsit persoana care este potrivită, așa potrivită și e corespondentul reciproc, nu scapă ocazie, pentru că nu vrea. El se gândește în avanpremieră ce urmează să fie, ce copii va avea, ce, cum vor fi, ce vor face. Deci e cu bătaie lungă pentru balanță. Cântărește foarte bine, înțelegi? Câteodată mai sunt și balanțe care o dau de partea cealaltă și nu pun greutățile echivalente. Și dacă au pierdut echilibru, e mai rău. În schimb, la scorpion, scorpionul, dacă e un căutător, e sex simbolul zodiacului, să spun, și bărbații și doamnele. Da? Așa se spune, da. Se repede, rapid, pe repede înainte, îmi place, e frumoasă, e a mea, m-am căsătorit, pe urmă zice, nu mai e a mea, vreau alta, uite, am văzut una mai bună. Se plictisește repede. Poc, divorțul. A, dar mă sor, că uite, am găsit-o frumoasă, iar sunt soară, poc, iar divorț. Asta este, hai să ne jucăm, înțelegi? Sau cine mai are ascendent pe scorpion, din alte zodii, cam tinde să facă repetiție, adică căsătorie cu repetiție.
Sunt și alte zodii care vin. Dar fiecare cum e predispus. Sunt scorpioni care au luat un partener sau o parteneră și trăiesc ca la lung. Dar nu află nimeni, nimeni pe unde dispare și pe unde își mai rezolvă niște curiozități, necesități și dorințe neîmplinite din cauza căsătoriei, poate. Săgetătorul. Aici e aici. Zice că săgetătorii fiind spirite libere, care nu vor să fie băgate în tipare undeva încadrați, foarte mult timp stau liberi până găsesc un partener care să fie pe aceeași frecvență cu ei, dar care să nu facă prostia, să nu le ofere libertatea respectiv. Dacă încearcă să... Un săgetător, n-ai cum să săgețile alea stau libere în tolbă. N-ai văzut? Se pot juca acolo, ei câte una, o trimiți, n-are, asta e scopul lor. Înțeles? Sunt cuceritori, sunt expansivi, călătoresc, de multe ori se căsătoresc de vreme, iar după aceea își completează noi anul de necesități. Dacă nu sunt acasă, dacă nu sunt la full option sau la all inclusive, au încurcat. Am văzut și săgetători care erau foarte afectivi acasă, adică ceea ce se întâmpla acasă nu deranja. Nu deranja. Familia era familie și dincolo îi spunea, bine, azi vin, mâine, dacă pui stop și zici gata, nu mai vin. Deci scurs și cuprinzător. Nu, chiar dacă scapă, știi... Deci săgetătorul completează. Adus, sigur că da, păi bineînțeles. Am înțeles, nu înșală, completează. Nu stă pe meniu fix, n-are cum. Să vedem Capricornul. Capricorn... E la bufet suedez. La bufet suedez, alege ce își dorește. Da, nu prea în picioare, că pormă obosești dacă stai numai în picioare la bufetul suedez. Corect. Capricornul. Vede în căsătorie o altă responsabilitate. Și el, cum e actia după responsabilități, după implicare în muncă, automat, în momentul când s-a căsătorit, vrea căsătorie, dar nu pentru mâine, poi mâine. Cu responsabilități, omule, te baci? Da. Ai curaj? Mă suporți? Că vezi, viața lângă mine, Capricornul, e mai grea. Pentru că trebuie să te încadrezi și tu. Îți face program fix, îți face aia, trebuie să fii ordonat, să te ferească Dumnezeu, să fii dezordonat, să ai o soție Capricorn. Că face din tine dresură. Te dresează ca la circ, cum dresează dresoarea leii, așa face și cu tine. Până asta nu e bine, maestre. Nu, e bine și ce sens. Pentru că de multe ori sunt câte unii care sunt zăbăuși total. Ei, alături de o zodie de pământ... Se disciplinează. Te disciplinează, te încadrează... Dar poate fi și cicălitoare treaba. Cicălitoare în ce sens? Când te faci că n-auzi. Aha. Când deci când ți-a zis, trebuie să spui... Și nu-ți convine, da. Dă drumul la pick-up și intră pick-up-ul pe șanțul ăla care l-a făcut, placa și bing, bing! E ca ciocanul ăla cu repetiție, știi? Sau toaca de la biserică, dacă stai lângă ea acolo, când ieși, e surd, cu toate că... E benefic, gonește spiritele rele. Deci, Capricornul se încadrează pe responsabilitate. Și de multe ori fac căsătorile foarte devreme. Înțelegi? Merg pe același principiu, căsătoria devreme, de tânăr, este cel mai bun lucru. Pentru că, de ce spun treaba asta? Văd că la vârsta când vor avea nepoți, să fie încă apți de muncă, încă responsabili, să se implice și în viața lor. Își dirigează odată copiii și după aceea... Nepoții. Nu-i dirigează, îi coordonează. Nu are prost obicei să se bage în viața lor. Dar le vine cu, cum spui tu, două cicălituri de alea. Tros, ți l-a dat la obiect, dacă ai urechi să auzi, să execuți, ok. Dacă nu, te șterge de la suflet și zice, pa, cu tine nu mai discut. Hai să vedem ce facem cu vărsătorul. Aici e figura mare. Vărsătorul pățește exact cum pățesc tăurițele, cu toate că e zodie de aer. Nu se grăbesc, vor libertate, ca și săgetătorul, și vor fantastic de mult siguranță. A făcut un pas, a făcut o căsătorie, simte că partenerul, sau invers, partenera nu-i oferă acea siguranță, se încarcă cu responsabilități și își crește copilul singur. Poți sta mulți ani, până nu-i văd că acei copii sunt conștienți de ceea ce urma să întâmple.
că poate să aducă o mămică nouă sau un tătic nou și îl și acceptă, altfel nu fac pasul. Și avem mulți prieteni care sunt în situația asta. Eu cel puțin cu una din amicele noastre m-am chinuit vreo 10 ani, 12 ani și era, domnișoara era studentă. S-o văd la casă aici, pe urmă m-am mărit eu. Păi da, da, trec ani. A venit perioada lui 45, că era 4 cu 5, 9, să termina un ciclu, trusc, și e super fericită. Și acum călătorește, face ce vrea, e bucuroasă, e fericită, foarte dar bine. S-a încărcat în atâția ani cu foarte, foarte multe responsabilități și uitase că mai are și ea niște nevoi personale și afective și de toate. Și de multe ori devine, știi cum, eu n-am vrut să jignesc, de am zis, vedeți că astea conduc la frigiditate. Aveți grijă ce faceți. Duc la niște boli din astea mai puțin fericite, pentru că corpul are niște necesități fiziologice. Când le ignor cu bună știință, și am făcut noi destule emisiuni, ajungem în partea cealaltă. Bolile alea karmice. Hai să nu vorbim de boli karmice, să le dorim să-și găsească împlinirea și fericirea și partenerul mai curând. Pe care și-l dă. Iar peștii, peștișorii ăștia, zodie dublă, cu schimbări de stări de moment, de la râs la plâns, caută, aleg, în general, zodiile duble cam au parte de două sau mai multe căsătorii. Fecioara e la fel, peștișorii la fel, gemenii la fel, zodiile care sunt duble. Nu vorbesc de zodiile triple, adică singura zodie triplă sunteți voi săgetători. Dar ei, dacă nu funcționează ceva și nu sunt pe calapodul lor, calapodul lor este undeva greșit. Și am să spun, chiar dacă voi deranja niște nativi din zodia pești, peștii au o mare meteagnă. Ei văd omul așa cum ar vrea ei să fie, dar nu cum e în realitate. Deci, din cauza că în apă nu mai vezi la fel de bine ca afară în aer. Știi? Se încețoșează ochiul. Așa mai sunt alge, mai sunt meduze și...